Duelul Oltenii a fost tranșat de craioveni în urma unei mari erori a lui Bogdan Ungurușan, Pandurii nereușind să revină după ce a încasat gol la primul șut trimis pe poartă de echipa oaspete. Cei 5.000 de spectatori veniți pe stadionul din Târgu Jiu și-au aclamat jucătorii celor două echipe din Oltenia, dar bucuroși au fost doar suporterii celor din Craiova. Primul meci din retur pentru Pandurii a fost pierdut în fața echipei CSU Craiova. Echipa antrenată de Emil Săndoi și Sorin Cârțu a înscris prin Bauab în minutul 57. Lipsa unui dirijor la mijlocul terenului pentru Pandurii s-a văzut în meciul cu CSU Craiova. Cu doar o modificare față de jocul cu Dinamo, Nistor fiind cel absent față de partida din Cupa Ligii, Pandurii a arătat complet schimbată și nu în bine. Prestația elevilor lui Edi Iordănescu a fost una haotică și lipsită de agresivitatea cu care impresionaseră în meciul cu Dinamo. Ca urmare, drumul spre poarta lui Bălgrădean a fost găsit destul de rar, iar când a fost găsit, s-a ratat cu nonșalanță, Roman fiind cel care și-a pus stadionul în cap cu o ratare de curtea școlii. Nu meritam să pierdem. Nu pot să spun nici că meritam să câștigăm, pentru că și Craiova a făcut un joc exact. A venit cu lecția învățată, ce a jucat și în turul campionatului, ce ne așteptam de altfel. O echipă care, așa cum am spus, n-a pierdut de 12 jocuri și asta nu este o întâmplare. Dar rămân la părerea că nici noi nu meritam să pierdem. Mai ales că a ieșit golul pe o greșeală individuală, mai ales că am avut momente să marcăm, chiar dacă n-au fost ca număr multe, dar au fost clare și momentele noastre. Ne aducem aminte de ocazia lui Mihai Roman din 6 metri cu toată poarta în față. Asta este. Oricum, echipa Craiova e o echipă care eu sunt sigur că va avea un retur bun și noi am avut ghinionul că am întâlnit o echipă cu calitate și atât de bine organizată în prima etapă. Era bine dacă după jocul și victoria cu Dinamo am fi întâlnit un adversar un pic mai abordabil la casă. Per ansamblu am fost dominați, la un moment dat și noi ne-am retras deliberat și am absorbit această presiune la care ne-a pus Pandurii Târgu Jiu. Dar, per total, v-am spus, cred că ocaziile mai clare noi le-am avut. Sunt 3 puncte foarte importante pentru noi, pentru că vin în al 12-lea joc oficial de campionat, de când noi suntem la echipă, Sorin Cârțu și cu mine. Am reușit să acumulăm în aceste 12 etape din 36 de puncte posibile 30. Cu un nou eșec pe teren propriu, Pandurii continuă să se afle între echipele cu mari emoții în ceea ce privește salvarea de la retrogradare. E adevărat, un succes ar fi urcat trupa lui Edi Iordănescu în prima jumătate a clasamentului, însă acum acesta îi arată doar deasupra liniei retrogradării. Pentru Pandurii Târgu Jiu urmează două etape, în deplasare și returul Cupei Ligii pe terenul echipei Dinamo București.